Ne certăm ca prostii. N-au să muncească ele toată viața? Ah. De ce ne însurăm? De florile mărului? Mă, băieți, știi ce mă gândeam? Să-l invităm și pe tovarășul capitan Panait. Să vadă că suntem pe făgașul cel bun. Și directorul închisorii, și doi gardieni, și sectoristul, și mână lungă. Să fim mai intim. Mă, n-au loc la masă. Și pe urmă ce facem? Ne logodim sau ce dracu facem aici? Gata. M-ai convins. Cu alte cuvinte, la sifoane, bon. Locule, la bucătărie. Să nu spargi ceva, că sunt de împrumut, te rog. Mă știi? Mâncăm din palmă și o să bem odicolon. Cum stați cu camioanele? Avem trei, al patrulea e defect. Să-l repare cum ori știi, într-un sfert de oră. Am înțeles. Altul. Știți, am cerut îngăduință, domnul Sachelari. Am și certificat medical. Nu pot să lucrez 2-3 săptămâni. Da, 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 ai dreptate, drăguță. Cazul dumitale s-a discutat ieri în ședință. Treci în camera de alături. Altul. Dați-mi și pentru colegele mele, vă rog. Nu se poate. Am delegații, domnule Sachelarie. Ah, asta e altceva. Păi... Luna asta ați lucrat foarte bine. Șeful a hotărât să vă majoreze partea voastră cu 20%. Și de ce spui așa, de parcă nu merităm? Aveți grijă ce faceți de seară. Las pe noi. Cum merge, amic? Merge. Bună, bună. Da? Tu ce mai vrei, mă, urâtule? Hai, luau bani, semnați, tot ce mai vrei. Domnul Sachelari, m-a filat miliția. Ce urmezi? Au venit de vreo 3 ori pe acasă. Uh-huh. Au început să-mi trebuie și vecinii. Acum, dacă mă înhață, mă corcoduși. Mă, de câte ori să-ți spun, ți-am explicat de 1000 de ori, chiar eu, asociația tinerilor văduve acordă asistență materială, medical, juridic, despăgubiri, etc., etc. Bă, tu nu trebuie să te temi de nimic, băi, clar, doar de mânia asociației. Știu eu, domnule Sachelari, dar vedeți, am și eu copii și eu nu am făcut altceva decât am încărcat și am descărcat. Și pentru treaba asta acum să mă bage... Mă, nu mă enerva, mă. Mă, tu vrei bătaie, mă? Mă, dacă te arestează, te scoatem noi, e clar? Ori despăgubim pe păgubașul, ori tocmim un avocat. În orice caz, cât stai acolo, leafa-s merge, mă, n-ai treabă. Hai că arăt. Am înțeles. Altul la rând. Hai, dragă! Hai să te ajut. Nu, 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 lasă că servesc eu. E drăguț. Voi trăiți azi un moment mare. Distrați-vă. Dar ce e cu Agripina? La coafer, dragă, de ce nu înțelegeți odată? Unde e Agripina, unde e Margareta, unde e Amalia? Voi, ce știți voi? Află că stăm 4-5 ore la coafor, așa, numai pentru plăcerea voastră. Și voi nici nu băgați de mă scuzați, nu? Să rămână! Hai, dragă! Te rog! Bine că ai venit, dragă, că aveam o... Ia loc! Haide, dragă, odată, că la 12 mergem la bar pentru că începe program. Na, 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 spulbere-ți ideile astea că nu mă duc la bar. E înghesuială, plictiseală, bățâială, pletoșia mie nu-mi place. Fum, fum mult, mult. Câtă orchestra tare, e incomod, nu e intim. Ah, să fie înghesuială, să fie fum, să fie vitul și de toate. Ah, să rupă rochea orice, numai să mergem la bar. Cine nu vine cu noi, îi privește. Sigur, doamne, mergem la bar. Credeam că o să vă plac aici. Îmi place în casa mea, dar de dansat vreau să dansez la bar. Bravo, bravo, mergem la bar, mergem la bar. Hai să vezi. Bravo. Mergem. Ce apartament grozav. Da. Dar tu, când o să ai un apartament ca ăsta? Am în perspectivă. Am și aranjat cu o doamnă la șosea să fac un schimb, vis-a-vis de statuie. Un apartament foarte drăguț, i-a plăcut la mine. Vreau să fac câteva modificări, să, cu pomi, cu fântână arteziană, cu... Vreau să dărâm. De ce? Dacă a vorbit cu o doamnă, e sigur. Dacă vorbea cu un bărbat, era altceva. Era nimic. Noroc! Noroc, fericire! Și tot ce vă doriți. Noroc! Ce? Tranzistorul. Care? Ce tranzistor, dragă? Tranzistorul nostru. Japonez. Care, mă? Patraulea. Unde l-ai pus? Nu știu de mine, am umblat cu el. Era aici, pe... Sicur. Era. Dragă, vino-ți în fire, că dacă nu-ți vii, plec pe loc. Doar noi fi crezând că ți l-am șparlit noi. Are dreptate, mă. Ce preziție.
Caută-l, dragă, pe sub baza, pe unde l-ai uitat. Sigur. Sau lasă-l pe mâine, că-l venestri seara, nu? Bine, îl las pe mâine. Luați, mâncați. Să ne trăiască logodnicele. Să trăiești, să trăiești. Să trăim și noi, să ne trăiască și Tonița. Tonița, cuiu? Mi-a luat tablou. Tonița! Tablou! Era aici. Original. Japonez. Mi-a luat tranzitorul. Ce tablou, dragă? Nu stau, tău e nebun. Eu plec. Ce are, dragă? Are draci. Nu știu ce are, dar lasă că nu-mi văd eu minte. Gogule, dacă îmi strici seara asta, nu mai dai ochii cu mine. Sigur. Las pe mâine. Sigur, mai da. Lasă, măi, Gogule. Nu înțeleg. Las pe mâine. Tranzistorul. Dormeam. Au intrat peste mine azi toapte, mi-au dat în cap și poftim. Și miliția, ai anunțat miliția? Am anunțat niște încurcă lume. Și cu Dumitrașcu ai vorbit? Nu. Mă duc să-l anunț. Nu, te rog, lasă-mă, bine dimineața. Mă duc chiar acum la el, lasă-mă. Haide, dragă, haide, mai repede. Să știți că eu nu vreau să merg decât la melodie. La 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 Lasă-o, nu mai chinui. Să vă spun una bună. Vă știți pe aia cu pipinica? V-ați să zic așa, ajunsei și ziua asta să dau de urma hoților că l-au jefuit pe Gogo Seriade. Gogo, amicul meu Gogo, a fost jefuit azi noapte în timp ce chefuia la barul Melodii împreună cu patrulea și trandafir. La Melodii Bar. Tărși Maior, puteți să mă sancționați la arhivă dacă doriți, dar eu de cazul ăsta nu mă ocup. El cere să te ocup de cazul ăsta. Uite, spune că are încredere. Poți să înșeli încrederea? Gogo cere să-l servesc prompt și conștiincios. Capitanul Paralit face drept și rezolvă cazul. Aveți una tine, Francic? Dați-ne drumul. Ia. Domnii, ce doresc? A intrat o tovarășe aici, soția dumneavoastră. Cine sunteți și cu ce drept vă interesați? Suntem doi cetățeni, domnule. Doi cetățeni. Dar tovarășa care a intrat aici e o hoață. A fost aseară cu noi. Am anunțat și miliția. S-a dus un prieten să o anunțe. S-a dus un prieten? Da. Bine, intrat să vedem. Ia mâna, ia mâna, ia mâna. A, uite-o, uite-o, hoața. Ia mâna, băia, așa e. Fii calm. Luați loc, vă rog. Zi așa, s-a dus un prieten. Ascultați ce vă spun. Aici n-a intrat nicio femeie. Numai voi doi ați fost. Numai noi? Hei, dai. Vreau să tăceți. Și mai vreau să știu cât costă tăcerea voastră. Deliberați. Aveți 3 minute pentru asta. Vă dau și lucrurile înapoi. 10.000. Tați-mă. Măcar câte 5.000 de fiecare. În total 15.000. Cu o condiție să nu fie falși. 15.000? Buni! Semnează de primire. Și să știi că noi nu lucrăm niciodată în pierdere. Vă mai dau 5.000. Ah, vă salut. Ce mai faceți? Bine. Să stăm de vorbă ca doi vechi prieteni. Te-am chemat pentru că tu lucrezi la bar și avem nevoie de... Pe asta le cunoști? Da. Deci au fost aseară la bar? Da. Perfect. Cu cine au fost? Îți mai aduci aminte? Cu 3 bărbați. Aha, 3, da? Da. Să trăiți! Să trăiți, tovarăși capitan! Cer scuze, dar am trecut prin mari, prin foarte mari emoții. Am vrut să vă deranjez. Deranjează-mă, domnule, deranjează-mă. Nu mai e nevoie. S-a lămurit. Vecinii, știți? Am cumpărat niște mobilă de la vecin și azi dimineață au venit în lipsa mea și au luat-o. Așa că nu mai e nevoie. Nu vă mai deranjați. Da, mi-ai stricat toate rosturile, nu mai am ce face azi. Trebuie să-mi găsesc și eu pâinea într-un fel. Da.
Nu pot, nu pot să lași jefuit, dai scroșia să vedem ce cu vecinii aia, să dai buzna așa în casă, măi, bani, zi, domnule. Nu, mi-ar de una. Eu am fost întotdeauna în bune relații cu vecinii. Da, da, dacă vedea că vine miliția acasă, eu ce fac? Mă rog foarte, tovarășcă. Da, gândește-și meta dacă sunt bani, zi, tovarășcă, capitan, eu am fost acolo și n-aș vrea să devin iar un tip suspect. Vă rog foarte mult, nu insist, da, nu luați mașina, vă rog foarte mult. Juma, juma. Una ție, una mie. Două ție, una, două mie. Trei ție, una, două, trei mie. Patru ție, una, două, stai, stai. Trei. Nu vrei să încercăm și invers? De unde ai învățat împărțirea asta? Stai așa, mai întâi să vedem ce facem cu ei. 600 costumul, 210 pantofi și cumpăr și un frigider. Ce ții în frigider? Nu țin nimic, am auzit că se scumpesc. Îl cumpăr acum mai ieftin și îl vând cu mai mult. Juma, juma, ban, ban. Dau framul, iau banul. Dacă vrei să bagi banii ceva, bagi în obiecte de valoare, în timbre, în cap de bou. Nu, nu fac nicio aluzie. Mi-a promis cineva o colecție. Bine, mă. Stai, stai, capitan. Să trăi. Tovarăș. Ce poate fi mai plăcut decât să intri în casa unor vechi prieteni? Da, da. Cam gol, cam gol. Tocmai vă căutam ca să ne spuneți dacă sunt valabili. Da, după ce le petrecut în ultima vreme, nici de bani nu poți fi sigur. Da, mai aveți? Da, nu, 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 aceștia sunt ceea ce se vede. Puțin, ce-am adunat, niște datorii. Valabil, cheamă și vecini. Da. Nu mai e cazul. De fapt, cred că nici nu sunt acasă. Da? Mă băiesc, mă. Banii de unde aveți? Cum ați făcut, mă, voi rost în două, trei zile de bănuții ăștia? Vă lovitură ceva? Ah. Așa e că s-a spart un safe azi noapte. Mi se pare mie că voi... Tovarășe, capitan. Liniște! Dacă o luați așa, nu mai scăpăm de bănuială toată viața. Ia scoate, matale, ce ai prin buzunare. Asta e tot ce am. Da, și restul? Se fereau 70.000 de lei. Care 70? Care safe? Tovarășe, capitan. Banii. De unde aveți banii? Banii, da. Am vândut de pe aici, de pe dincolo și ca să nu afle mama, o bătrână bolnavă nu locuiește aici. Am anunțat la miliție că ne-au furat hoții. Știți, dacă n-am găsit servici, tovarășe, capitan, trebuia să scot și eu un ban. Și... Pe Gorgodușul ăsta-l cunosc, îi mai zice și gălbează. În declarația lui vorbește despre niște femei, dar nu de ce o adresă, absolut nimic. Știu, dar a fost arestat acum 3 ore. O să mai anchetăm și mâine, o să spui mai multe despre ele. Eu te-am chemat să știi în principiu cu cine avem de-a face. Ăsta ar fi un fir de urmărit. Ținte de el. Dacă nu sunt deplasat, am impresia că nu vă simțiți bine, că sunteți foarte tristă și aș vrea să vă ajut. Soția mea, tocmai am condus-o la gară și... Domnule, dar v-am cerut să mă ajutați? A, nu, nu. Credeam că ați sosit din provincie și aveți nevoie de... Și ce dacă am sosit din provincie? E de ajuns să fi sosit de 2 minute ca să-ți faci o impresie despre bucureșteni. Știți cumva unde vine strada Mimozelor? Am o prietenă acolo care nu răspunde la telefon și nu știu... Mimozelor. Eu am serviciu chiar pe Mimozelor.
Și mai departe, cum ați procedat? Păi noi ne înțelegeam dinainte. Știu asta, arătați fără vorbe exact cum ați făcut. Apropo, ați putea să-mi spuneți și mie când ați fixat nunta sau nu? Nu lăsați, n-are rost. Bine, lăsăm, lăsăm, sigur. Dar până una alta, și îmi pare foarte rău că trebuie să vă spun chiar eu, voi intrați precis ca tăinuitori, voi băieții, iar ele intră pentru excrocherie. Problema e alta, durata. De data asta mă tem că o să țină mai mult. Tribunalul ar ține seama de părerea noastră dacă am primit și noi un concurs. Tot ce doriți. De pildă, logodnicele dumneavoastră să ne pună la dispoziție schema de organizare a asociației și adresele membrilor. E un fleac, ce mare lucru. Aude, fetele, nu are rost. Nu are rost. Te rog. Nu are rost. Te rog. Da. Fetele noastre lucrează ireproșabil, lucrează curat. Tot dispozitivul tehnic ne privește pe noi. Nu mă luați așa că nu-i prima oară când lucrăm împreună. Sigur, n-aveți nicio grijă. Un moment că vine cineva. Ah, voi erați, poftim înăuntru. Cum v-am spus, n-aveți, domnule, nicio grijă. Suntem foarte ocupați. Suntem la sfârșit de semestru. Cine el? Nu, pentru că nu poate cumula totul dintr-o dată. Da, dar așa cine sunt? Ar fi cazul să ne prezentăm. Tărșul Maior Dobrescu, capitanul Parait, sergentul major Cristoloveanu, de la miliție. Nu vreți să mergem la ora coritoare? Ceva rece, undeva? Cu plăcere. Un whisky? Prea tare pentru mine. O bere? Prea slabă. Atunci? Un Borbis. Un Borbis. Dumneavoastră nu cunoașteți pe soția mea. Cunoaștem și noi problemele astea. Ei am povestit că au intrat hoții noaptea peste mine și mi-au dat în cap. Uite, acasă port un bandaj tot timp. Ingenioasă idee. Ingenioasă? Penibilă, domnule. Cam ce-ați vrut dumneavoastră de la noi, tovarășe Vărâncescu? Tovarășe capitan, eu vă mulțumesc că ați prins hoții, mi-ați înapoiat lucrurile, bani. Dar acum e vorba de nevastă mea, domnule. Adică? Adică nu vrea să creadă că n-am avut nimic cu aia. Vă jur, am dansat odată cu ea atât. Ați vrea deci să venim la soția dumneavoastră cu dosarele, să-i arătăm... Da, să-l citească, să vadă că n-a fost nimic între noi. Îmi pare rău, însă, să știți că astea sunt secretele muncii noastre și, pe urmă, vă mai spun ceva, vă fac așa o confidență. Să fac și la noi avansări, poate îmi pune și mie, știți. Dar parcă spuneați că aveți o relație foarte importantă. Tovarăș general sau... Nu-i general. Ce general, domnule? Colonel sau... Colonel. Major, capitan locotenent, nu. Plutonier, domnule, sectoristul nostru. Nevastă mea îl cunoaște, de câte ori plecăm la mare, roagă ca să aibă grijă de casă. Asta era, de ce nu-mi spune asta? Două whisky-uri. Nu, nu, nu. Rămânem la Borbis. Borbis. Mutre hai. Noi. Nu mai mutre hai. Noi. Și dumneata ești nou. Haide. Nu mai mutre noi. Nu vă supărați. Nu știți la ce ore prima lecție de educație? Educație fizică. Cetățenească, mă. Nu, sunt cu mine, dumnealor. Astăzi, după amiază, la ora 5 fix. Ne puteți da bibliografia? Ca să